În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Ponțiu Pilat era guvernator al Iudeei, Irod era tetrarh al Galileei, Filip, fratele acestuia, era tetrarh al ținutului Ituriei și Trahonitiei, iar Lisanias era tetrarh al Abilenei, în timpul marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Ioan s-a dus în întreaga vecinătate a Iordanului, proclamând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia. Un glas al celui ce strigă în pustie: pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi umplută și orice munte și deal va fi smerit. Căile strâmbe vor fi îndreptate, iar locurile denivelate vor fi netezite. Și orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Atunci Ioan a spus mulțimilor care veneau să fie botezate de el: pui de vipere, cine v-a avertizat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci roade vrednice de pocăință și să nu începeți să spuneți în voi înșivă: îl avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu poate să-i ridice copilului Avraam chiar din pietrele acestea. Securea este pusă deja la rădăcina pomilor. Prin urmare, orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Mulțimile îl întrebau zicând: dar atunci ce să facem? El, răspunzând, le zicea: cel ce are două cămăși să le împartă cu cel ce n-are niciuna, iar cel ce are mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și l-au întrebat: învățătorule, noi ce să facem? El le-a răspuns: să nu colectați mai mult decât vi s-au dat îndrumări. Niște soldați l-au întrebat și ei: dar noi ce să facem? El le-a răspuns: să nu stoarceți nimic de la nimeni cu forța, nici să nu aduceți acuzații false împotriva nimănui. Fiți mulțumiți cu salariile voastre. Pentru că poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul, Ioan le-a răspuns tuturor zicând: eu, într-adevăr, vă botez cu apă, dar vine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua sandalelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El își are în mână furca de treierat, ca să-și curețe aria și să-și adune grâul în hambar. Pleava însă o va arde într-un foc care nu se stinge. Și, prin multe alte îndemnuri, el vestea poporului Evanghelia. Însă tetrarhul Irod, care era mustrat de Ioan din cauza Irodiadei, soția fratelui său, și din cauza tuturor lucrurilor rele pe care le săvârșise, a mai adăugat la ele și pe acela că l-a închis pe Ioan în închisoare.